Italia este una dintre cele mai afectate țări din Europa de noul coronavirus. 230.000 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus și aproape 33.000 au decedat. De luni, restricțiile din mai multe orașe vor fi din nou relaxate, cel puțin în ceea ce privește turismul. Însă italienii nu au mai avut răbdare, așa că din weekend plajele, barurile și terasele au fost luate cu asalt. De exemplu, plaja Mondello din Palermo a fost plină duminică, ceea ce a făcut dificilă respectarea măsurilor de siguranță. În Torino, în prima sâmbătă după redeschiderea barurilor, trotuarele erau pline de tineri, mulți fără mască și fără să mențină distanța minimă. Și în Pisa, barurile au fost pline, iar după închiderea lor, italienii s-au plimbat prin piață. Turiștii vor putea intra în Italia după data de 3 iunie.